Șeful securității? Șeful securității? Nu, păi, șeful securității? Formă de adresare. Are importanță. Fiecare are dreptul să-și păstreze personalitatea și toate celorlalte. În momentul actual, atât de tragic, a țipat toți împreună așa, nu rezolvăm nimic. Prima condiție care se pune este să luăm măsuri de a ordona, de a ordona viața. A doua problemă. Nu o să putem să ordonăm viața fără să recunoaștem coloana vertebrală a acestui stat, Constituția și Armata. Sigur, vă rog să mă înțelegeți, nu fac parte din cei care au spus să tragă și cei care au tras în oameni vor răspunde. Însă armata trebuie să fie a noastră și să fie cu noi. La Sibiu se mai trage încă. La Sibiu se mai trage încă. Domnule, polemică, domnule. Lăsați-l să termin. Oamenii care sunt prezenți aici, cadre superioare din armată, și după părerea mea mai sunt încă foarte mulți în armată credincioși, să nu ne apucăm să ne răfuim cu ei. Armata trebuie să-și păstreze structura ei organizatorică de sus și până jos și să fie alături de noi. Să apere cazarmele, instituțiile legale ale statului și să fie sprijinită de popor. Fără foc de armă. Dar nimeni n-are voie să cucerească sau să năvălească în unitățile militare. Dacă vom crea acest haos, dragi tovarăși, sau cetățeni, oameni buni, cum vreți, nu mi-imputați mie, pentru că greu acum să-mi revin, asta am fost de toată viața mea, dacă vom crea o asemenea chestiune, va fi un overzare de sânge, un război fraticid și n-are rost. Vrem onoire, să încercăm să o facem și să luptăm pentru asta și vă jur că suntem alături cu ce putem să mai facem noi cei bătrâni pentru asta, dar să o facem în cadrul legii și a ordinii. Convins sunt că nu se mai întâmplă treaba asta pentru că e liniștită treaba. Să știți că de mult n-am mai fost aplaudat. De mult n-am mai fost aplaudat. De adevărat, el așa. Nu, asta e. Vă mulțumesc. A doua problemă. A doua problemă. În afară de demonstrații pe care le-am făcut, este bine să ne organizăm în toate întreprinderile productive din România, pentru că nu va dura mult să înceapă un haos economic și să aruncăm cu degetul unul pe altul nevoile care vor apare. Vă rog, ne-am ales aici un comitet, măcar la focus, ne înțelegem aici. Trebuie să pornească transportul, trebuie să pornească activitatea economică, trebuie să funcționeze rețeaua comercială. Dar astea toate au nevoie de producție. Și dacă activitatea productivă încetează, și se va prelungi, dragi oameni, cetățeni, să știți că nu există un Mafalda care să rezolve problema. Atunci, dacă suntem aici, așa am văzut treaba asta, înseamnă că ne asumăm o răspundere. Și dacă vom merge pe neîncredere reciprocă unul față de altul, o să ajungem să ne suspectăm, să ne suspiciuăm, să ne scoatem foc. Așa este, bine spus. Vor veni oameni noi? Nu trebuie uitat nici o clipă pentru ce s-a întâmplat asta. Legea înseamnă păreri diferite. Legea înseamnă respectarea părerilor, convingerilor politice și filozofice. Funcționarea liberă a tuturor acestora, așa cum este Constituția Republicii Socialiste România, ca așa ne numim. Vrem ca din punctul acesta de vedere, între fapte și vorbe, să fie concordanță. Pentru că nu legile noastre, după părerea mea, sunt trebuie. Și este tocmai ceea ce interpretarea. Nu s-a respectat. Interpretarea. Au venit? Au venit procurorii. Și
Microfonul pe televizor. Microfonul pe televizor. Cine? Vedeți această chestiune, pluralismul ăsta. A început acolo într-un fel, aici într-un fel, în viața cealaltă într-un fel. Nu e bine. Televiziune. E greu să te pui. Da? Și cu fără asta nu se poate. Și vă rog foarte. Asta este o problemă care se poate discuta. Dar nu se poate vota. Era un plan, nici nu ajung la interne. Care? Da, bun. Dați-le voie. Eu l-am propus să fie în comitet. Mircea Diaconu, unde? Asta criminalul ăsta, mă? Mircea Diaconu, în balcon. Domne, chestia asta e separatistă, nu e bine, trebuie luat legătura cu televiziunea și stabilit telefonic, domne, că și ei au acolo organizarea. Domne, dar avem aici studiul, Cătălin, de ce nu vine aici? Păi și... Înțelegeți că nu e o problemă de a ne conduce cineva, ci de a ajuta să meargă țara, nu de a ne conduce cineva. Nu există, nu e o asociație care va conduce cineva, care ajută țara să funcționeze. Asta e generalul Murat, cea vrea asta care a dat dispoziții să funcționeze pe toată lumea. Dacă vrei să spun ceva... Și vine aici în comitet, să se vedea că fără. Așa vede pe ea. Nu, cât are duțerea cu să dea ordine, ce vrei să dea la el. Deocamdată conduce securitatea, conduce securitatea pentru moment. Puterea cu să dea ordine, să înceteze, cât mai mai mare voie de el. Da, da, da. Urmă-l program noi. Vom dă program. Să discutăm niște treburi aici. Dar nu e scris în mână. Nu este bine. Nu e bine. Nu este bine. Și data avem nevoie de ajutor. Ați vorbit cu televiziunea? A plecat generalul până de acolo? Cu televiziunea s-a vorbit. Pentru că am fost invitat niște oameni care au răspunde politice. Acum noi le dăm. Noi poporul le dăm. Să-i lăsăm să-și exerce aceste răspunde. Corect. Foarte corect. Bun. Nu avem dictatură militară. Nu, domnule. De la drepturile astea Poparul alb
sau la mar, mar, mărit așa. Înalt? Da, da. Înalt? Nu, no, nu, înalt. Uite, ce ăla cu ochelari? În spatele ăla. În spatele lui cu început de chelie. Ăla? Cu fața aia de criminal? Domne, ăla trebuie trimis la televiziune să dea el ordin. Păi, nu să caute aici la masă. Că pune, pun mâna, pă, scuză, scuză, am crezut că nu trage. Nu, am crezut că nu trage. Pentru a asigura deplasarea maselor de aici și a menține ordinea în intersecții pe trasee. Regula este următoarea. Acum asta să nu mai plice, că nu e dus la televiziune. Păi asta vreau, adică asta vreau, asta e... Să dea de aici, că avem legătură cu televiziunea. M-a dus să anunț în microfon ca să audă toată lumea că generalul de aici să dea telefon la televiziune și eventual să... Apoi să dați dispoziție ca membru al acestui comitet și... Nu, înainte să se dea ordinul, înainte! Dacă există generalul de securitate sau al meiului, să meargă la televiziune, să vorbească pe toți. Nu, să vină televiziunea aici. Să vorbească pe toți. De aici, de aici. Nu, nu, aici. Are legătură, are legătură. De ce de aici? Nu, nu, generalul. Să dea încetarea tuturor ostilităților. Legiunea nu este acolo, nu aici. Nu se poate așa. Dacă nu vă pricepe. Dacă există generalul meiului, asta e foarte important, să dea ordin pe toată țara ca unitățile de securitate să nu mai tragă și să retragă. Acum, acum, așa. Păi la televiziune. Nu-l băgați aici. Pentru asta trebuie să poți să vorbească. Și generalul, dar trage BRI-ul, nu armata. Păi atâta vreau să dau ordin, nu să rău aici și să fie parte. Domnul colonel, să zic acum! Acum n-ai intră, pentru că dacă intră aici la discuții și să facem pentru a doua zi la repetere, pași și puții. Nu e vorba de guvern, e vorba de încercarea de ordonare. De ordonare, da, cine să-ți ordonare? Cine să-ți ordoneze mulțimea? Meiu? Armata aia care a venit cu oamenii, care a dat tancurile pentru oameni. Vă rog frumos, haideți toată lumea, haideți toată lumea la perete, degeaba sunt toți. Sunteți în comitet, vă rog frumos. Lăsați-ne, doamne. Meiu să dea pe tot. Lăsați-ne să ne rezolvăm trebuie. Auzi, dă-ți haina aia jos după dumneata. Nu mai ai voie să o porți. Nu! Nu mai e armata! Nu mai ai voie să o porți! Câștigăm timp, că se pierde timp și... Vizarion! Vem, 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 vem,
special. Vă rugăm să faceți liniște și nu mai liniște. Liniște și nu se mai fumează în sală, vă rugăm foarte mult. Băi, fraților, dați-vă bătea. Da, da, da. Păi nu, este de un comitet, da. Da, unde-i stați? Da, da, da. Aici, e jos, băiatul care este de la electronica. De descongestionare a orașului, dar să nu părăsim unitățile unde suntem, să fim organizați. Fiecare în fabrica lui, cu unitatea lui, cu comitet să-și facă și să stea zi și noapte. Dar nu e, să nu e posibil. Că dacă nu vom munci, nu facem o revoluție, o chermeză. Nu facem o chermeză, batjocură din munca noastră. În al doilea rând, armata a primit dispoziuni, nu mai trage, să retrage în zonele ei și apără instituțiile de stat. Împotriva, să nu vă faceți iluzii că nu avem între noi și oameni cu rele. Cine? Că dacă gândim așa, deformează de tot ce am făcut bun. Numai două minute. Două minute. Iar, nu știu, cine vă cine cheamă? Armatii, dacă cineva este să sară muncitori în apărat. Și să creăm încă o dată coloana noastră, Constituția, repet, și armata. Deocamdată. Amos! S-a prins la telefon și dați colasitor general pâine. S-a prins Sibiu. Domnul Verdeți, o singură obiecțiune pe care vă rog să o declarați. Liniște! Garanția ca șeful securității sau Ministerului de Interne să ducă la televiziune și să dea ordin pe toată țara ca unitățile de securitate să se retragă. Fără această obiecțiune nu se poate. Nu să se predea. Dacă v-ați ales aici și... Nu mai le trebuie, lăsați omul să se spună. Mai spate, mai spate! Liniște! E, faceți mai liniște un pic! Păi cine spune aici a venit un spon sau ce este că acolo se luptă? Telexul. Deci unitățile armatei luptă. Unitățile armatei luptă. Tancuri și ce? Poftim? Nu te aud, te rog, repet. Te rog să repeți. Da. Măi, frate dragă, măi, am dat ordin să nu se tragă nici măcar foc de avertisment. Vă răspund. Unitățile armate, trebuie vorbim cu cei de la armate. Armata! Liniște! Liniște! Nu sunt omul, sunt acum.
dacă asta camizonul. Deci primul lucru, orice guvern sau orice
trebuie să fac. Dar suntem noi aici, ce suntem? Deci primul și primul lucru, din punct de vedere juridic, 10 rânduri trebuie făcut un comunicat către lume. Și se spune că țara asta... Ați făcut greșeli. Aceasta este datoria generalului juridic. Coboară la etajul 2. Nu mai e. Nu e aici, e acolo. Pe urmă vedem. Să conducă muncitorii. Corectitorii, intelectualii. Aici este datoria. Vale și poporul, să fie alegeri drepte. Uite, unde să mergeți? Să discutați cu organele, cu armata, cu sunt de interne. Aceasta, sigur că da, dar acesta este importantă și ne trebuie să fac. Suntem la cortina voastră, în două zile, poate mai cu ceapă, la rovine. Nu e bine, nu trebuie să fie mai bine. Dar... Marinarul de primul este chestia. Mă consider reprezentantul marinarelor din afară. Ce se va face? Dar problema cea mai importantă este legitimizarea situației. Eu zic că e bine să vorbească la noi, să atragă atenția armate, că toți cei care vor trage în Sibiu vor fi... Nu știu, la Sibiu, dar... Nu că le trebuie. Ceaușescu! I-a prins? I-a prins? Da!